4.510 evenimente au numărat în prima jumătate a acestui an salvatorii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt, la care au intervenit prompt, salvând astfel viața și bunurile oltenilor, în creștere cu o treime față de aceeași perioadă a anului trecut. Au fost stinse 274 de incendii, Smurda a intervenit de 2.675 de ori, restul intervențiilor fiind de asistări persoane, monitorizarea alunecări de teren, asanarea apei inundații, protecția mediului, degajare surturi, căutare persoane necate, salvări animale și altele. 157 de copii au înscris slătinenii la cele 4 creșe slătinene, unde există doar 57 de locuri disponibile. Direcția Protecție și Asistență Socială a Primăriei Slatina a publicat punctajele pe baza cărora se face departajarea celor ce vor fi primiți la creșă. Până pe 27 iulie, nemulțumiți putând depune contestații. Lista finală va fi publicată pe 4 august. Vacanța mare poate fi petrecută într-un mod plăcut și util de către elevii din Crâmpoia la biblioteca din comună. Clubul de vacanță a fost gândit în așa fel încât activitățile recreative să fie îmbinate cu cele practice, iar elevii să fie atrași astfel către bibliotecă. Prin joc, cei mici vor afla lucruri noi, îmbinând meșteșugul toarnă. În localitățile Bobicești, Băbiciu Spine și Brasta Vătru, unde se va organiza bâlciul anual cu ocazia Sfântului Ilie, în localitatea Colonești, unde se va desfășura cea de-a 16-a ediție a festivalului călușăresc Ilie Martin, și în localitatea Șerbănești, unde va avea loc sărbătoarea Secerișului, jandarmii olteni sunt angrenați astăzi și mâine în misiuni de asigurare a ordinii publice. Faptele antisociale vor fi aspru pedepsite. 53 de patroni ai unor firme din județ au fost reclamați de la începutul acestui an la Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt de către angajați că nu le acordă concediile de odihnă sau nu le plătesc zilele aferente concediului de odihnă la încetarea activității. Cei care nu respectă legislația riscă amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei. Potrivit codului muncii, durata minimă a concediului anual de odihnă este de 20 de zile.